Vor să arate târgujienilor cât de talentați sunt. Câțiva deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu participă zilele acestea la târgul de iarnă organizat în centrul municipiului. Intenția lor nu este de a vinde obiectele, ci de a arăta trecătorilor munca depusă în perioada de detenție. În centrul atenției sunt icoanele din zahăr, dar pe lângă acestea pot fi admirate tablouri pictate în atelierul penitenciarului, precum și portrete în creion. Ca să arătăm activitatea noastră din penitenciar și cu ce ne ocupăm timpul. Să arătăm oamenilor lucrurile pe care, bine, activitatea noastră și faptul că suntem în pas cu sărbătorile, cu evenimentele. Chiar dacă operele realizate nu sunt scoase la vânzare, reprezentanții penitenciarului Târgu Jiu au dat ocazia deținuților talentați să participe cu lucrările lor alături de meșterii populari la târgul de iarnă din acest an. În fiecare an, datorită acestui târg, ne-am gândit că ar fi indicat să participăm și noi cu lucrările care se realizează în cadrul atelierului de ergoterapie din penitenciarul Târgu Jiu și în acest an cu atât mai mult cu cât avem și acest proiect de voluntariat care se desfășoară cu persoane private de libertate din penitenciar. De asemenea, deținuții artiști vor mai avea un eveniment special în această perioadă. Ei vor merge în mijlocul copiilor de grădiniță și îi vor învăța pe micuți cum să facă propriile lor podoabe pentru pomul de Crăciun.